Salutare, guys! Eu sunt Gabi și bine m-am găsit la un nou episod de Free Fire și astăzi ne minunăm cum toți playerii au devenit nubi pe Free Fire, sau mai bine zis, boți pe Free Fire, pentru că, bă, pe bune, bă, s-a băgat chestia asta. Bă, toate tricourile de fotbal, cred că sunt toate aici, nu știu dacă sunt toate perechile de pantalon, nu cred că sunt toate. În fine, s-a băgat foarte multe și înainte, nu știu dacă știți, dar înainte să se bage tricourile de fotbal și pantalonii, bă, erau foarte rare pe joc și doar boții le avea. Adică, pe bune, bă, te ofticai chiar dacă aveai cont cu primul PES. Când vedeai un bot care are tricou de fotbal, bă, te ofticai. Adică n-ai cum să te oftici, bă, te ofticai rău. Dar asta e, băieți, s-a băgat și la noi. Dacă ai noroc, poți să iei un tricou cu 5 diamante. Pe caneaua asta poate să-ți dea 5 diamante și... Bine, nu poate să dea 5 diamante. Poate să-ți dea reducere până la 5 diamante și cu 5 diamante poți să iei un tricou de fotbal sau o pereche de pantalon, ce vrei tu. În fine. Bun, bă, dacă mă întrebați și cu hainele astea, e noua achiziție, băieți, e de sezon, e vară, ce vreți, na, tricou, tot ce trebuie, părul pe spate, că e vară, băieți, și ne încălzim, na, e, se mai întâmplă. În fine, bă, s-a băgat noile M60-uri la incubator, știți că m-am mai zis eu mai demult, și, stai, ce e asta? Bă, ce e asta, stai, când fac eu acest intro este 2:51 de minute, deci încă n-am văzut costumul ăsta, what the fuck? Bă, arată bine, vreți să mă mint? Arată bine, dar nu prea arată bine pe căneaua asta. Eu de la pantaloni Angelica am rămas cu traume, băieți. Nu știu cum să vă zic, dar am rămas cu traume, bă. Adică, pe bune, bă, câte diamante trebuie să dau ca să iau costumul ăsta? Știți că am luat eu maleta înainte, când s-a băgat prima dată, am luat maleta. Am luat undeva la 1000 de diamante. E, dacă n-am văzut că am dat 1000, 2, 3, 4000 de diamante pentru pantaloni Angelica și nu mi-a picat, am zis, bă, nu mai dau, gata, stop. Stop, băieți, ajunge. Și costumul ăsta arată bine, arată cu un Elite Pass mai vechi. Bine, foarte, foarte puțin seamănă. Bă, dar îmi place, mă, vreți să mă mint? Bă, îmi place, mă. Dar e, nu e pe bucăți, stați așa, nu pot să-l văd și eu pe bucăți, bă, Giunule. Adică să văd și eu ce iau, adică dacă e să-l iau, bă, stai, bă, bă. Cum vă-l văd eu și eu pe bucăți? Dacă dăm aici, n-au, degeaba. Ce avem aici, bat? Lootbox. A, e ghiozdan, mă, e ghiozdan. Ăsta mai fost la un top-up, dacă nu mă înșel. Două emoturi acolo, debu și așa, și un ghiozdan care e foarte mare și nu poartă nimeni, dar să fie acolo. Și că mai e, și mai e și o placă. Ok, asta e nouă, cred că. Nu știu dacă am mai văzut-o pe joc până acum. E nouă. Bă, arată destul de bine. Arată bine pantalonii. Arată bine pantalonii, băieți, dar nu știu dacă pot să-l văd altfel costumul ăsta. Nu știu, să-l văd așa despărțit. Nu pot? Nu pot. E ok. Oricum, arată bine. Ce mai e aici? A, Gold Royal, băieți, care l-am luat și eu la Lucky 200, păi se putea, măieți. La 200 l-am luat, vreți să-mi mint, e genial. Așa, bă, Gold-ul ăsta, bă, că ține 47 de zile. Nu știu de ce așa de puțin, dar, da, 47 de zile ține, băieți. Cam asta e. A, da, și vorbim despre noile M60-uri, unde e? Aici, incubator, bam. Uitați-vă puțin la asta, bă, n-ai cum, bă, bă, n-ai cum, bă, n-ai cum. Arată bine, mă, pe bune, arată foarte bine. Doar că ce să vedeți, cel mai scump, nu neapărat e și cel mai bun. Are 2 damage, 1 retofaie scade magazin. Bă, destul de bine, adică dă bine. Dar nu se compară cu 2 retofaie și 1 acuratețe. Bă, nu e foarte bun pentru că are 1 acuratețe, dar 2 retofaie pe M60 e bun. Și eu vi-l recomand pe ăsta. E și mai ieftin și mai bun, credeți-mă. E mai bun de 100 de ori, nu știu, cel puțin pentru mine mi se pare foarte, foarte bun. În schimb, dacă nu aveți buget și vreți să luați unul dintre astea două, ia zi ce mergem pe așa. Păi stai, la fel, mă? A, ba, nu mă, stai. 1 range, așa, 2 penetration. 2 range, 1 damage, mă? Și scade moment speed, ok. Bă, ăsta roșu arată mai bine. Arată mult mai bine, cred. Și cred că dă mai bine. Arrow penetration e ca și cum ai avea 2 damage. Scade magazinul, scade ceva important. Mă vin speed-ul ăsta, nu prea îmi sună bine că scade. Și 2 range pe M60. Bă, da, într-adevăr, M60 trage la distanță cu el, dar nu știu dacă e bun cel. Eu vi-l recomand pe ăsta roșu, să știți. Parcă e mai bun. Parcă e mai bun. Și plus ăsta e și 1 damage. E ca și cum ai avea 2 damage și 1 range. Adică mie mi se pare destul de ok. Dar dacă aveți buget, luați-l pe ăsta că e cel mai bun. Adică e bombă. Da, avem aici și UMP-ul, încă nu s-a scos. În schimb s-a scos costumele care erau...
Mai vechi. Bun, avem foarte multe eventuri. Nu o să stau acum să vi le prezint pe toate, pentru că sunt foarte multe. What? Să mor tu. Să mor tu că avem top up cu rumuri. Pe bune, bă? Asta stai. Aia sunt rumuri? Eu am crezut prima dată că sunt rumuri de alea pentru nou mod de joc, ăla nu mai știu cum se numește. 1000 de diamante, mă, numai așa de puțin? Păi și câte rumuri să ai aici, să vedem. 2, 4, 6, 8, 10 rumuri. Ok, nu știu de ce le-am pus așa, nu putem să punem direct top up 1000 de diamante. Bine, mai bine așa, știi că dacă bagi 100 de diamante, e un rum, știi, e mai bine așa. Ce mai am pe aici? Costumul așa, aici am 60-urile, aici peturile, ok. Bă, pe bune, bă, am vrut și eu să iau un pet la un moment dat. Bă, voi știți că e 700 de diamante un pet, bă? Bă, 700, bă, 700, genul. Uite, mergem la petul, stați așa. Astea le-am cumpărat. Uite, uitați-vă și bă, ăsta am vrut să-l iau. Pentru că de greleze nu mai departe și la crescoade e genial. 700 de diamante, n-am luat-o pe asta. Bă, 700, mă. Bă, pune și acolo la 400, era mai ok, dar... În fine, băieți, Garena, ce să mai vorbim. În fine, băieți, astăzi o să dăm și un meci la Clash Squad. Avem de muncă la Clash Squad, băieți. Grandmaster-ul e la 33 de win-uri când filmez eu. Deci avem ceva de muncă, avem undeva la 20 de win-uri. Deci mai trebuie vreo 13 meciuri să fac Grandmaster la Clash Squad. Grandmaster la rankul normal, stăm destul de bine, băieți. Suntem pe 160 regional, dacă nu mă înșel, ia să vedem, stați așa. 163, nu? Parcă eram. 160, băi, sunteți nebuni, am nimerit-o, bă, exact, 163 regional și încă nu joc la rang, pentru că nu am de ce. Am rămas acolo tot în 8605 puncte, dacă e, o să mai iau daily mâine, poi mine, când am eu chef de un meci la rang. Dar până atunci, hai să băgăm un meci la Clash Squad, băieți, pentru că nu știu dacă știți sau nu, dar am început să cresc în win-uri. Și bă, foarte mulți pușează la Clash Squad și asta înseamnă meciuri ca la turnee, adică bă, îmi place la Clash Squad, pe bune, a început să-mi placă pentru că meciurile sunt ca la turnee, o joacă extrem de safe. Nu știu dacă o să avem noroc acum să dăm de player, dar pe bune, adică de români și de player cancer, o să dăm, n-avem cum, deci ceva trebuie să se întâmple. Deci fiți atent aici, ori sunt români, ori sunt playeri care campează, nu știu, toți patru într-o casă, ori sunt player, nu știu, care, nu știu, ceva trebuie. Ok, guys, m-a băgat și pe mine în match, nu vă gândiți că am stat să-mi fac squad sau ceva genul ăsta, nu, am dat pur și simplu cu player random, așa, la 1500 ca altceva, nu, mamă, primul PES acolo, joacă din primul PES, Diamond 1, Diamond 2 și heroic. Bă, nu înseamnă că dacă îți Diamond 1 și Diamond 2 nu joacă la puncte, adică, credeți-mă, pentru că și eu înainte, când eram rank mic, joc cu ăștia care au rank mare și joc cum joacă ei, pentru că, na, vă dați și voi seama. Până la urmă sunt niște puncte. Și bat pariu că ăia care se eroici la ei au 20 de win-uri, ceva genul ăsta tot au. Bă, 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 ce mai ăștia asta în față. Urât-o, urât-o. Ia uite, bă. Ia ce mai zis, băieți, uite, tricou de fotbal, pantalon de fotbal. Bă, se poate, bă, bă, se poate, mă, să ne jucăm și noi jocul ăsta fără tricou și pantalon de fotbal. Bă, numai... What? Aha. Aha, stați în bază, după cutii, unul în dreapta, unul în stânga. Îmi place, băieți. Am început forță. A rămas eroici. Uite mă, și eu am la mine un Diamond 2 în echipă. Ne luăm bătaie, fiți antrenor, de 2v2. Ia-ți nebuieți, ne luăm bătaie sau nu ne luăm? O, ce spamează asta aia. Hai să ne joc puțin mai tare. Așa că e ok. Ia uite mă, pantalon de fotbal. Uite și ăsta avea pantalon de fotbal. Și asta are pantalon de fotbal și are și tricou de fotbal. Luați-o pe asta. Luați-o. N-ai bă cum bă, nu dai mă de un player bă, fără tricou de fotbal și pantalon de fotbal bă. N-ai mă cum bă. Ia uite-o și pe asta. Doamne. Bine, acum că nu dai de un player, na, vă dați și voi seama, mai dai de player. Dar ideea e că sunt foarte mulți care au pantaloni de fotbal și tricou de fotbal. Extrem de mulți. Bun, bă, am început destul de nașpa, pentru că e 1-0 pentru ei. Și ideea e că ei acum o să aibă arme. Bine, și eu am, pentru că am avut kill. Și am un Thompson. Dar n-am unde să mă duc aici, bă. Pentru că știți ce fac, fiți antrenor, să vă zic eu, îl duc în casa aia la etaj. În fața acolo și acolo stau, să-ți vedeți, fiți, ia uite, ia-ți văzut, na, uite cum stau în casă. Și acum, na, fără ceva, Gabi. Uite, pun în dreapta. Nenea, ești avară, vină acolo. Ești, mă, de acolo. Sunt doi, mă, acolo și mai ești unul în casă. Și stai, mă, acolo, mă, după copaci, mă. Mamă, că ce s-a despărțit scoadă-l meu pe mapă. Baby, ia uite pe aia. Da, nenea. Bă, de ce am dat toate glanțele 82?
Nu, dai tu revive. Mai pleacă de acolo, hai. Mamă, dar e distanța mare, mamă. Mamă, dar stai că eu zic de aia, dar trebuie să plec și eu, bă, că zona. Mamă, ce acolo? Război, băieți! E război, să mă moară ăsta deja, că iau pe aici. Mă duc în... What? Bă, cum i-am dat, mă, că eram... Bă, voi ați văzut, mă? What, l-am luat și pe ăla. Bă, cum, mă, mă zici că e hacker? Apropo de hacker, băieți, bă. Bă, nu da finish, nu da finish, nu da finish. Nu, ai mă omorâți-l, bravo. Apropo de hacker, băieți, nu știu dacă știți, dar cred că știți, au început să se mulțească. De ce? Pentru că sunt anumite site-uri de unde vă puteți cumpăra hack. Nu dau acum nume pentru că nu vreau să mulțească acea comunitate de hackeri. Ideea e că e destul de mulți și-au luat hack în ultimul timp pentru că trebuie să dați niște bani și puteți să vă cumpărați hack și aveți hack. Bine, n-aveți permanent, aveți pentru cât timp băgați bani. Deci, da... Și acel hack este destul de puternic, să zic așa, încât Garena nu poate să-l identifice și să-l scoată. Deci e destul de complicat, băieți, până se scoată hackerii. Mai durează, băieți, mai durează. Mamă. Și în principal, acei care cumpără hack, degeaba îi dați raport pentru că nu poate să-și ia bani. Adică poate să aibă și cont cu primul pescă, degeaba nu-și ia bani. De aceea nici nu mai au frică când bagă hack, bagă pe orice cont. Că nu-și mai iau bani dacă au hack-ul cumpărat. Și în principal toți au aceeași chestie. Au viteză, adică speed foarte mare și auto-hack-ul. Cam asta sunt beneficiurile hack-ului, să zic așa. Mamă, dar cum stau băieții ăștia, mamă? Cum stau băieții ăștia? Eu v-am zis că meciulesc ca la turnei, adică n-ai cum. Dacă te-ai dus peste în bază, ai încurcat-o, ai murit. Și bătăile de obicei sunt ultima... zona. Mamă, cum stau ăștia. Am 3 glori, e bine. E nașpa că am consumat crono. Mă, ce-o joacă ăștia, mă, bă, agresivilor, mă, stați, mă, așa, mă, că-i 3 noaptea, bă. Bă, băieți, mă, jucați-o mai chill, bă, și voi, bă. Mamă, am moară geaza. Ce fac eu aici? Oricum, noi avem zona, ok, un noc de la noi. Au și ei un om, deci și ok. Dacă aș putea să-l dau pe ăla de sus-jos. Cum sună asta de sus-jos? Îl dau pe ăla de sus-jos. Atât am vrut, perfect. Că ție nu mai poate să-ți dea revive. Uite-l pe ăla acolo, l-a pus cu afel meu. Ce fac făcut, mă, genule? Spor pe ăsta de pe tine. Ok, un 2 knock. Aia, dar nu pot să... Dar lasă afel meu, mă, mi-a spart vesta, mă. Tu ești ceapa ta, bă, mi-a spart vesta de 3 dintr-un hit, tu ți-a femeie, mă, mă joc și eu, gata. Pietan de la aici, mi-a dat afemeie, gata. Doamne, mi-a jocă, mi-a dat un hit, mi-a zburat vesta de 3, bă, de 3 era full, mă, dați videoclipul înapoi să vedeți, mă, full 3 era vesta, mă. Un hit mi-a dat, bam, gata. 50 HP sau cât m-a lăsat, rip. Rip vesta, băieți, m-a lăsat sărac. E nașpa cu Thompson ăsta, nu prea e cine știe ce la apropiere. Dar momentan avem bani de altceva. Deci ne mulțumim cu ce avem. Bă, hai că e bine, 2-1. Momentan conducem. Conducem decent. Parcă văd pe ăla iară cu afel meu, parcă-l văd. Ia uite cum merg ăștia, mă, ca la armată. Ia uite pe aia. Ah! A fugit, mă. S-a băgat în casă. Dar parcă nu mă duce sus, că mă rup pe aia dacă mă duc sus. Bă, nu eu. Bă, exact când vreau să zic că nu e idee bună să stea sus, exact când ce-a picat în ochi. Viață! Hai jos! Hai jos, tată, n-auzi, așa. Ți-a dat de tăjurit, așa-i? Ești ca foarte bine. Să te sui că e pe 5 sus, mă. Îți dau aia cu aia mea, o de te îndoaie. Ia uzi. Ia pe aia, mă. Nu se ție capul, ce crezi tu? Ia mai ieși, hai. Hai, mă, mai ieși puțin. Păi puțin a ieșit să mor. Nici n-am văzut-o, m-am puțin așa. Dar unde mă la coafel meu? Baby! A picat în ochi exact când a intrat. Ăla e deriva, cred că. A, dar mai sunt doi. Mai sunt doi de unde sunt. Băieți, scuze pentru setările din stânga dacă se văd așa prea tare. Dar am schimbat ceva la ele și nu prea m-am obișnuit cu ele, încă și de rău le mai țin așa. De ce ești nesimțit?
Ne simțit. Dar nu știu, încă nu știu unde era la coafă meu, băieți. Încă a rămas un secret. E un mister, băieți. E un mister. Bun, ne luăm așa, ne luăm și... ne luăm puriciu să fie. Și că mai ar fi, băieți. Că mai ar fi. Așa, mai am 3000 de bănuți. Băie, nașpa, 300 de bănuți. Eu inițial, normal, când joc la CS, păstrez destul de mulți bănuți, pentru că se poate să ne bată acum și dacă ne bate după aia nu mai am bani. Știi, e destul de nașpa, dar sperăm că nu se întâmplă. Ia uite, mă, uite gagica, gagicuța, opa, hai sus, nu da cu afmeu. Și apa ta. Mă, ce doi aia bombardează sus tot, sus nebuni. Da, o presimțire nașpa aici la miel, nu prea-mi place mie. Vino cu coace, unde ești, mă? Ești, mă, afară, mă! Am fugit. M-aș duce sus, mă. Să mă duc sus. Eu sunt aici, țac. Deși nu cred că e nimeni, da? Da, nu e nimeni, de ce am dat granada aia, nu știu. Sunt aici. Pac. Eu că vine și asta cu mine. Da, moară. Stai nenea să dau o grena. Bă, mor tu că asta tot aici. Bă, n-ai mă cum asta, sunt de la început de meci, mă, după cutii, mă. Nu știam să moară Jackson, dacă o știam să dau o grena acolo din prima și gata. Ia zi ce fac băieții mei, ia. Bă. La două vectore, haide, jucăm Free Fire 3-1 la vectore, haide. Uite-l pe ăsta cu afmeu. Bă, ce facă la mă în toate rundele, numai cu afmeu a jucat ăla, mă. Da, băieți. Dacă tu ții vectore, eu îmi o SG. Hai să vedem care pe care. Deci nu știu dacă știți, dar asta e punctul la meu, la mine când vedeți la ce SG s-a terminat. E maximul la mine. Deci e ca și cum v-aș lua voi două vectore, știți? Știți când sunteți nervoși și vă luați două vectore? Așa sunt eu. Când sunt nervos, îmi iau SG, gata, mă calmez imediat. Le dau două capuri, se calmează băieții instant. Știți cum? Instant. Și având în vedere că nu prea am bani de nimic, nici blue-uri, nici nimic, mai e bun SG-ul acolo, băieți. Sunt aici, asta e schema la Gabi. Deci mă așa frumos prin spate. Prin spate, nu ne știe nimeni. Dacă era și o grenadă cu atrachii, scrie, sunteți nebuni. Uite ce curajos era cu primul pe zbor. Intră peste ei în casă, bă, ia. Ia, că a intrat peste ei, ia. Sunt aici. Dați jocul tare și. Îs la etaj, vă dați seama, nu? Și, a avut și primul pes, a jucat, a intrat și el. Uite, gagica, mă. Ia, mă, mai joci cu vectore, n-am, mă, n-am. Așa, așa, mea, acum. Mamă, cum stau la etaj, pe ce să urc eu acolo, mâncați, aș joc, uite, Ronaldo. AVM-uri. Asta era cu două vectore, ia uite, v-am zis. Vectorista, bă, era vectorista, era singura care juca cu vectore. Mai e unul, mă. Domnișorule sau domnișoaro, unde ești? Unde ești tu? Vino încoace. Suntem trei, tu ești unul. S-a mortu pe acolo. Să mi se pare mie. Ia da revive, bă. Nu putem să... N-am, mă, că l-a pus, mă. Te-am de vedere, bă. N-am, mă. Nu pușa, bă, că are vectore, bă. Stai aici, facem așa. Coborăm jos, luăm zona. Ia da revive, mă. Bine, nu știu cât poate să reziste acolo pe casă, dar... Dar, în fine... Nimă, că sunt unul vectore, doi, mă. Bă, ce-ați făcut, mă, că mă eram 3v1, mă. Ia da revive și suntem... A, dar îi dau revive și suntem la pac. Uite, ăsta e vectorist, ăsta. E vectorist. N-am să ai două vectori. Nu! A, da? Bine, Johnule, hai să ne distrăm cu grânăs. Bine, bine, hai să ne distrăm cu grânăs. Hai să luăm grânăs. Stați așa, luăm SG. Luăm așa. Și hai, mă, băieți, hai, mă, să jucăm cu grânăs. Nu, hai să jucăm cu grânăs, zic. A, băi, ce-i tapă, că ești piciorul. Hai, mă, grânăs. Bine, mă. Dacă și-o ai mei vectore, băieți. Stai așa, uite-i pe ăștia. Uite-l pe ăsta. Bă, n-ai cu eu, uite, ia. Uite-l și pe ăsta. Bă, ce faceți, mă, aici, mă?
Bine, e ceva ok, adică... Nu prea-mi place mie zona asta pe aici. Deci cred că zicem Pio. Mamă, ia se capă ăștia mei cu AVM-ul de ajurit, vreți să-mi amint? Ăla care rădădea emote-uri. Stai să vezi ce emote-i dau eu. Ia rămân cu acea, unde ești? Bă, avem istole. Ia, a, da, bine, fiți întâlnă aici. Ia zi, mă, mai dai grănezi? Ia zi, mă, mai ești mecher? Nu, mai ești mecher, nu, mai ești mecher. Bă, dai cum le-am dat eroare. Nu, mai fi mă, șmecher, mă. Nu, acum mai sunteți doi, mă, na, hai. Uite, mă, ăla cu AVM-ul, uite-l, mă. Bă, mă, nu m-am vestit, dar fiți întâlnă. Ia vreau, mă, ești mecher? Bă, vino cu ce mă, că rup SG-ul pe tine, vino cu a. Bum, bum, na, mai joacă cu AVM-ul, na, că de când nu mi-ai rupt toate vestele. Mă miră acum cum de nu mi-a dat vesta jos. Că de obicei când îmi dădeam un hit cu AVM-ul, rip vesta. Acum a scăpat vesta mea. Mai e unul, unde e? Nenea, ia uite-l, mamă, full capitolul ăsta, vino cu a ce, baby, vino cu a ce, îmi pare rău de minusul tău, dar... Gagica, lasă-mi Gagica, mă, ce trage asta, bă, cum bă, a tras la jumătate de oră cu vectorul, am dat două hituri de SG și abia a omorât-o, bă, și a tras de jumătate de oră cu vectorul ăla. A zis că se învârtea, mă, cu după ea, n-ai, bă, cum, bă, numai pe lângă trăgea. GG, bă, hai să vedem câte stele avem, trebuie să avem vreo 20 sau 21, cred că 21, dacă nu mă înșel. Ia să vedem, da, 21, bun. Bun, perfect. Da, băi și fete, bă, cam asta a fost și clipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați acolo de mare like, un share și un subscribe, m-a ajutat foarte, foarte mult. Eu a fost Gabi și până data viitoare, v-am pupat de nu vedeți. Ciao!